Domnule antrenor, înaintea acestei etape, pe hârtie, Urban Titu era favorită în această deplasare de la Roșiori. Pe teren însă, practic, a fost doar Sporting Roșiori de vede astăzi. Un 4-0 foarte clar, pe care formația Sporting Roșiori de vede nu l-a mai reușit din prima etapă. Ce s-a întâmplat? Ați înțeles ceva din jocul formației noastre? Cum vă explicați un asemenea scor? Țin să-i felicit pe băieții din Roșiori. Au dat dovadă și chiar astăzi au fost mult mai buni decât noi. Așa e când nu tratezi corect adversarul. Îmi cer scuze față de oamenii din Titu care au fost lângă noi. Este numai și numai, să zic așa, înfrângerea mea. Eu sunt de vină pentru că n-am știut să-i capacitez foarte bine pentru acest meci. Sper ca de la meciul viitor să fim aceeași echipă care am arătat-o până astăzi. Vă reproșa ceva și în alegerea celor 11 jucători pe care i-ați trimis în teren la start? Nu reproșez absolut nimic decât că nu am știut să-i capacitez pe băieți pentru meciul ăsta. V-am zis încă o dată, băieții nu sunt vinovați, eu sunt singurul vinovat pentru eșec. Ce obiectiv are Urban Titu în acest sezon de Liga 3? Titu are obiectivul de a forma o echipă competitivă ca la anul să ne putem bate cu forțele din seria aceasta.